Zilele astea frumoase ne cheamă din nou afară, în natură. Cuvintele din seria următoare se referă la diverse forme de relief. Începem cu ghiva, deal și Ar, munte. Pe final de februarie ne gândim deja la zilele călduroase de vară când vom merge la mare. Iam este cuvântul pentru mare și uneori chiar și pentru lac. Există însă și un cuvânt special pentru lac agam. Astăzi am pregătit un cuvânt mic cât un sunet. I, care înseamnă insulă. La capătul opus am găsit cuvântul pentru continent, yaveshet, care este din aceeași familie de cuvinte cu yavesh, care este uscat. A venit și momentul pentru ape curgătoare. Cuvântul pentru râu este Nahal, iar pentru izvor, Maayan. Cel din urmă este și nume de persoană, de obicei de gen feminin. Cele două forme de relief despre care vom vorbi astăzi sunt vale, emec, și platou, mișur. Vă mai aduceți aminte de ele de la orele de geografie? Unul dintre cele mai frumoase locuri este pădurea. Nu este tocmai o formă de relief, dar nu putea să lipsească din lista noastră. Pădure se spune iar. Al doilea cuvânt de astăzi este prerie, arava. Este și numele unei regiuni deșertice din Israel. Cum necum, iar ajungem să visăm la vară. Cuvintele de astăzi au legătură cu nisipul. Primul este plajă, Hof, iar al doilea este dună, holit, care chiar conține cuvântul pentru nisip, adică hol.